Genoveva, capitolul 8. După bal. Balul trecuse cel puțin ca eveniment în el însuși, pentru că nemulțumirile atât de evidente de pe fața doamnei Den și răceala calculată a conduitei sale lăsau Genovevei să vadă că ea încă nu a înțeles totul. Și acesta era adevărul. Balul era principalul subiect de conversație al mamei sale, iar prin acest fapt, relațiile lor erau puțin încordate. Doamna Dane își amintea cu precizie de ceea ce purta fiecare dintre personalitățile prezente și făcea descrieri însuflețite fiicei sale. Și toată lumea întreba, unde este Genoveva? Încât ajunsesem să roșesc de rușine, zise ea. O manie religioasă. Iată cum calificau toți purtarea ta. Adevărat, Genoveva, nu-mi închipuiam că vei ajunge chiar așa. Genoveva râse. O, mamă, tu iei lucrurile prea în serios. Totuși, eu sunt sigură că tu preferi să mă vezi interesându-mă mai degrabă de biserică decât să duc viața de mai înainte. Tu nu încetai să-mi repeți că prea mult eșeam. Îți amintești? Genoveva, tu ești exasperantă, exclamă mama sa. Desigur, îți spuneam așa când ieșeai în fiecare seară, pentru ca să ai o limită. Cum spunea doamna Linton, e atât de bine să țină cineva calea de mijloc. Oh, sunt în adevăr niște oameni bine. Și Jean este un tânăr excepțional. Ce succes avea pe lângă fete! Tu ai pierdut șansa, dar ai meritat-o. Părea să fie în chip deosebit atenționat de Doreta. Cu atât mai bine. Doreta o fi fost încântată, răspunse Genoveva vesela. Ascultă, mama, pentru că în dimineața aceasta nu pot să merg la biserică, voi pregăti eu dejunul, așa că tu poți să te odihnești. Doamna Dane nu primi această propunere cu plăcerea care era de așteptat. Ea luă un aer posomorât și scoase un bombănit de nemulțumire. E foarte normal. Unele persoane își fac o viață plăcută mergând de 3 ori pe zi la biserică, lăsând toată treaba pe seama altora. Julia Dane, de fapt, era contrariată de bunăvoința de care fiica sa dădea dovadă. Ea se gândise că, interzicând Genovevei să meargă la adunare, o făcea să plătească scump refuzul de a merge la bal. Dar ce satisfacție să aibă din impunerea unei pedepse când aceasta era primită cu un zâmbet și o bună dispoziție? Cred că ea se bucură în toate acestea, zise Iulia soțului ei. Acum spune-mi, te rog, ce să mai faci unei astfel de fete? Ea încearcă să te scoată din sărite, Iulia, zise el nerăbdător. N-o s-o țină multă vreme. Dar, spre marea dezamăgire a lor săi, în tot cursul zilei, Genoveva nu și-a schimbat dispoziția. Și totuși, ei căutau prin toate mijloacele să o întărâte. Ceea ce nu știau ei era că în primele ore ale dimineții, pe când ceilalți încă dormeau, Genoveva stătuse de vorbă cu domnul ei. Ea îi ceruse lui puterea de care avea nevoie pentru a suporta povara zilei. Era prima zi după convertirea sa, când Genoveva lipsea de la adunare și se simțea dezorientată.
Dar ea a știut să deosebească în această tristă micșorare a libertății sale prilejul unic care îi era oferit de a da mărturie pentru domnul ei. A ei au realizat desigur că la urma urmei era ceva în religia sa. Numai dacă ea reușea să demonstreze în ceea ce părea a fi o mare înfrângere pentru ea, puterea biruitoare a Domnului Hristos. Domnul putea să o ajute. Genoveva nu se îndoia în privința aceasta. Știa că prin ea însăși nu putea să facă nimic, dar ea avea de plină siguranță că cel care a făcut făgăduința este credincios. Astfel, împinsă de marea sa nevoie, ea se dărui Domnului pentru ziua aceea, cu încrederea unei credințe slabe, înaintând cu timiditate prin întuneric, simțindu-se purtată de o mână puternică și sigură. Genoveva citi și reciti capitolul 8 al Epistolei către Romani, încât a învățat pe din afară sfârșitul, începând cu versetul 28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Ea s-a simțit atunci ca un ostaș bine înarmat pentru bătălie. De multe ori după aceea, la apropierea unei crize, aceste cuvinte îi reveneau în minte. În toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit și în numele Său. Ea cucerea biruința. Filip era mai liniștit ca de obicei. El buchisea pentru examene și probabil că acestea aveau oarecare legătură cu aerul său solemn. Roger însă era în plină formă. Bine, bine, începu el cu o voce calculată pentru a provoca pe sora sa. Așadar, Genoveva a fost o fetiță rea. Ea nu vrea să facă ce zice mama. Hei, cei de acolo de la sala de adunare, nu te învață să fii cu minte și ascultătoare? Nu, răspunse ea cu un zâmbet dezarmant. Dar ei învață pe frații mai mari cum să se poarte cu surorile mai mici, dacă aceasta te interesează. Ce neobrăzare, surioară! Și-i dădu un bobârnac sub bărbie, ceea ce, dacă o făcea altă dată, primea în schimb o palmă. Genoveva nu căută totuși să răspundă la fel. Ea s-a recules. Obrajii i s-au făcut purpurii, dar vorbi cu o voce hotărâtă. Să nu glumim, Roger, dar mi-ar plăcea ca tu să mergi odată acolo. Tu ești destul de mare pentru a face ceea ce dorești. Roger își umflă pieptul și se îndreptă în toată înălțimea sa. Un băiat frumos, gândi Genoveva. Și ce bine ar fi fost dacă n-ar fi stăpânit de atâta mândrie. Afară de simțul afacerilor de la tatăl său, Roger moștenise o bună doză de vanitate modernă de la mama sa și amestecul nu era prea fericit. El era așa de mare în proprii săi ochi, încât nu reușea probabil niciodată să găsească pe altcineva la nivelul său, decât poate pe Clara Neilson. Și pe ea a remarcat-o numai pentru că ea îi măgulea și hrănea sentimentul propriei sale importanțe.
Roger și Clara se cunoșteau de mulți ani și s-au înțeles să-și anunțe logodna îndată ce Clara va împlini 21 de ani. Ea avea aproape un an mai puțină decât Roger, așa că nu era nimic oficial. Desigur, sunt destul de mare pentru a face ceea ce îmi place și mă voi feri să iau în considerație sugestiile unui moft de fată ca tine. Nu, mulțumesc. Mă voi ține departe de sala ta de adunare. Nu vreau să fiu un creștin. Este deja destul de penibil că trebuie să trăiești în tovărășia cuiva de felul acesta. Chiar Roger fu conștient de grosolana nedreptate a celor spuse, dar el voia să vadă pe sora sa sărindu-i muștarul și știa exact cum să manevreze cu ea. Cel puțin așa credea el că știe. Atunci se produse ceva cu totul nou. Nici o izbucnire de mânie, ci o scurtă tăcere jenantă, ruptă în sfârșit de glasul egal și hotărât al Genovevei. Îmi pare rău, Roger. Eu nu sunt un foarte bun exemplu de ceea ce ar trebui să fie un creștin. Știu, dar dacă tu socotești că am vorbit rău, spune-mi-o, te rog. Poate că aș putea să mă corijez. Vrei? Roger rămase încremenit. El nu găsea nimic de spus, n-avea nimic de zis. El privi pe sora sa, își încrucișă ochii lui albaștri cu ai ei și înțelese că și-a găsit egalul. El realiză aproape cu un șoc că sora lui nu mai era fetița pe care el o privea cu un oarecare dispreț. Ea crescuse. De fapt, ea avea înfățișarea și comportamentul unei tinere femei și avea ceva în expresia feței care cerea respectul. Oh, ei, eu, începu el. La ce oră dejunăm? La 12:30. Genoveva și-a îndreptat privirea spre castroane și scoase un suspin de ușurare văzând pe fratele ei, răsucindu-se și îndreptându-se spre ușă. Domnul Dane era foarte tăcut. De când cu gâlceava în privința banilor de buzunar, el părea că face un efort deosebit pentru a evita pe fiica sa. Genoveva presupunea că el avea ceva pe conștiință și ea atribuia ciudata lui atitudine faptului că poate regreta gestul său. Se gândea că poate tatăl ei va reveni în chestiunea cu banii și chiar dacă i-ar fi propus, ea era hotărâtă să nu accepte. După această întorsătură în treburile sale financiare, ea ținuse seama cu multă seriozitate de bugetul ei. Și în ziua aceea, după amiază, odată terminat menajul, ea se retrase în odaia sa pentru a încerca să rezolve problemele sale. Săptămâna trecută, la ora biblică, a fost dezbătută chestiunea administrării bunurilor. Și Genoveva ascultase cu un viu interes diferitele puncte de vedere. Ea a înțeles că evreii, cu mult timp înainte de Hristos, dădeau a 10-a parte ca ofrandă Domnului. Ea a văzut că și creștinul avea datoria să pună deoparte, în fiecare săptămână, o sumă oarecare
din economiile sale, din ceea ce câștigă. Dar cât? Aceasta era ceea ce o preocupa pe Genoveva. O zecime? Va da ea a zecea parte? Aceasta părea așa de puțin în comparație cu tot ceea ce primise ea de la Domnul. Poate jumătate? Poate... Ea apucă deodată creionul și scrise pe o pagină a caietului de socoteli aceste cuvinte ale unei cântări care îi devenise scumpă și nu-i mai părăsise duhul de când se aplecase asupra acestor întrebări. Banii mei, aurul, sunt pentru tine. Să nu păstrez nimica pentru mine. Da, totul să fie al lui. Ea îi va da tot, pentru că dacă ea îi lăsa controlul vieții sale, avea ea dreptul să păstreze pentru ea însăși repartiția economiilor sale? Ea hotărâ să pună deoparte, într-o cutie, o zecime din bunurile sale pentru o lucrare creștină precisă. Cu privire la rest, da, el aparține Domnului și ea îi va cheltui după cum o va călăuzi el. Un gând i-a trecut prin minte și a făcut-o să zâmbească. El a promis că va avea grijă de nevoile ei dacă ea îi dădea lui primul loc. Deci, nu îi vor lipsi cele necesare. Seara a trecut încet. Conversațiile s-au oprit pentru a asculta radioul. Filip, întotdeauna atras în mod irezistibil de ultima scenă a piesei radiofonice, a pus îndată cărțile deoparte, iar Genoveva, renunțând la încercarea de a se concentra asupra lecturii sale, se duse să pregătească cina. Ziua fusese lungă și ea se grăbea să fie puțin singură. De altfel, începea să se simtă obosită. Cred că mă duc să mă culc, zise ea îndată ce au terminat masa. Dar vreau să mă mai uit dacă nu sunt limaci în noile tale plantații, tată. Unde este lumânarea? Filip sări în picioare. Vin și eu cu tine, Genoveva, zise el vioi. Am eu lanternă, uite! Genoveva nu lăsa să se vadă că este surprinsă. Ei au ieșit împreună în grădină. Noaptea era calmă și limpede. Un miros ușor de trandafiri se degaja din aerul proaspăt. Lângă gard, o pasăre ciripea înăbușit. Ce noapte frumoasă! Zise Genoveva, simțind că trebuia să spună ceva. Filip păru că nu aude. Genoveva, începu el deodată pe neașteptate. Presupun că ziua aceasta a fost mai degrabă aspră pentru tine. Desigur că ți-au lipsit mult adunările. Buzele tinerei fete tremurau. O, Filip, răspunse ea, tu nu poți să-ți închipui ce mult mi-au lipsit. Ei bine, eu te-am observat și mărturisesc că ai suportat cu multă tărie. Nu știu cum ai făcut. Inima Genovevei tresări. Ce prilej! Filip, zise ea, niciodată n-aș fi putut să fac ceva fără puterea Domnului Hristos.
El a fost cu mine toată ziua și așa am reușit. Pentru a-și ascunde încurcătura, Filip începu să smulgă petalele unui trandafir desfăcut. Iată, în felul acesta, începu el destul de stângaci. Ar fi o frumoasă diferență dacă un băiat ca mine ar putea să vadă lucrurile în felul acesta. Dar, nu știu. Genoveva ridică ochii strălucitori spre cerul înstelat. Dar rugăciunea pe care o înălța din inimă avea o singură trăsătură. Acela care ascultă rugăciunile și răspunde la ele nu era departe. Era aproape de tot. Continuă, zise ea încetişor. El făcu un gest larg care părea că îmbrățișează nu numai grădina, ci tot ceea ce era învăluit cu mantaua catifelată a nopții. Când vezi toate aceste lucruri, îți spui că trebuie să fie un Dumnezeu, dar nu reușesc să înțeleg cum poate El să se intereseze de mine. Noi am studiat fizica la școală. Ei bine, aceasta nu ne-a făcut să cugetăm, dar a gândi la bombe atomice și la toate aceste lucruri nu dau, de fapt, niciun scop vieții. Civilizația ar putea fi complet ștearsă în următorii 10 ani, iar Dumnezeu se pare că n-are nicio grijă. Dar El se îngrijește, Filip. Liniștita siguranță a vocii sale era impresionantă. Știu că El se îngrijește. Alo, ce faceți voi acolo amândoi? Ei erau atât de adânciți în conversația lor, încât n-au auzit pe Roger, sosind și deschizând poarta. Salutul lui i-a făcut să tresară. Oh, ei se ocupă de limaci. Asta-i tot, se grăbi Filip să răspundă. Vino, Genoveva.